Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video în care o să vă prezint cum vom pune în pereche porumbeii din rasa de siberian. Și am hotărât să punem acest mascul tânăr de 2016 în pereche cu această femelă, femelă de 2014. Ale. 14. O să pun puțin pe pauză. Acesta e masculul. Un mascul tânăr cu poziție bună. Cred că o să dea și pui frumoși. Această pereche o să pun puțin pe pauză, să duc și femela. Ok, o să am adus și femela aici. Am zis să vă prezint prima pereche pentru că o să și tundem, o să le tundem încălțăturile înainte de a-i pune în pereche, o să le tundem încălțăturile. Și nu o să mai arate așa de frumos, dar neapărat trebuie tunse încălțăturile pentru că altfel lor le va fi mult mai greu să clocească ouăle, să se calce. Mi-am dat, vedeți? Masculul tânăr de 2016 deja încearcă să impună în fața femelei. O să punem puțin pe pauză. Și vedeți, așa arată prima pereche. Am tuns încălțătura, la femeie am tuns coada. Pregătite pentru împerechiere. O să mergem să ducem în boxă. Deja am pus perechea la boxă. Vedeți cum masculul deja încearcă să o domine. O să le punem acum și păhăruțele. Așa, pentru apă și pentru mâncare. Așa. Sper să vă placă acest video, să continuăm și cu cea de-a doua pereche, cea de-a treia, cea de-a patra și cea de-a cincea pereche.